La 3 ani după incendiul devastator de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au început lucrările de reabilitare la secția ATI. Pentru că guvernul României a blocat posibilitatea alocării de bani pentru acest gen de lucrări, a fost aleasă calea ocolită a finanțării prin Fundația pentru Copii Alex Zamfir. În acest moment a fost făcută curățenie și se speră într-o rapidă reabilitare care va permite mutarea secției și reluarea activității normale. Deci, după cum ați văzut, se pregătește terenul, se face curățenie. Deja suntem destul de avansați la curățenie, se pregătesc pereții pentru viitoarea lucrare. Așteptăm proiecțiile pentru instalația electrică, pentru instalația de ventilație și să sperăm că lucrurile vor merge pe repede înainte. Trebuie să precizez că tot ce se realizează aici și tot ce se va realiza se face din fonduri private, cu ajutorul unui ONG și a multor oameni de suflet care au sărit în ajutorul nostru și sperăm să ducem la bun sfârșit, dar doar cu ajutorul dumneavoastră, a celor care vreți să ne ajutați și să ne sprijiniți în acest proiect important. Spitalul Județean nu poate rămâne fără un ATI performant.